Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uitați-vă ce minunăție de pâine tai eu acum. Pâine cu cartofi coaptă în oală. Uite aici. Uite. Uite ce miezare. Perfect coaptă. Peste tot, nu are nicio zonă crudă. Coajă subțire, lucioasă. Și un miez de înnebunești. Uite aici cum se desface. Da? No, asta e pâine cu cartofi, canardeal și îmbanat, așa cum făceau și bunicii noștri, cu mențiunea că noi am copt-o în oală de fontă. La treabă, să vă arăt cum se face această minunăție. Pentru pâinea ardelenească cu cartofi coaptă în oală, avem nevoie de 1,2 kg de făină. Acum, noi pe blog, când am făcut rețeta, vă las link-ul, am folosit o făină tip 650. Între timp, a apărut și la noi și se găsește în supermarket făină tip Manitoba, care e fantastică. De ce e fantastică? Uite de aia. Pentru că are 14 grame de proteine la 100. Este specială pentru dospituri, pizza, pâine, focaccia. O găsiți în supermarketurile mari, în Selgros, Auchan, Metro, peste tot. Trebuie să vă zic că făina Manitoba e gândită pentru așa ceva, pentru pâine, focaccia și ce v-am spus, panetone, cozonaci. Și cozonaci făcuți cu Manitoba, zvis. Iar, cum să zic, merită investiția, nu foarte mult. Cred că acum în ofertă am văzut cu 7 sau 8 lei era kilogramul la pungă din asta mare. De fapt, și mai puțin, cu o pungă de 5 kg a fost 38 de lei. Mergeți și căutați că este fantastică și tot timpul e bună. Nu mai facem loterie, că o fi bună, nu o fi bună făină. Și are capacitate foarte mare de absorbție a lichidelor. Deci 1,2 kg, din care 100 de grame am cântărit aici deoparte, că îmi trebuie la Maia, și o să mai am 1100 de grame de pus ulterior. Ce mai pregătiți? Apă. 650 de ml de apă călduță. Da? Dacă pun mâna în ea, simt că e caldă, dar nu fierbinte. Nici la temperatura camerei. Așa, până în 40 de grade. 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. Vedeți să fie în garanție, să nu aveți probleme cu fermentarea aluatului. Sare. În brutărie se pune în general 2% cantitate de sare față de cantitatea de făină. Dar aici noi avem și cartofi. 300 de grame de cartofi. Da? Și atunci zicem că avem 1200 de făină cu 300, că și ăsta calculez tot ca la făină intră. 1500, 2%, 30 de grame cântărite. Deci nu cât luăm, vezi, cât este 30 de grame de sare. Nu cât iei cu două degete. 30 de grame de sare cântărite. Puteți pune, să zic, 25, dar nu, cu 30 ne place. O linguriță de zahăr și, cum ziceam, cartofi ierți în coajă, 300 de grame. Acum, cei doi cartofi ai mei au 300 și vreo 30 de grame, dar voi rămâne cu 300 de grame după ce îi decojesc. Da? Deci îți fierți în coajă. Cu ce încep? În bolul unui robot de bucătărie, puteți fermenta și cu mâna dacă vreți, pun așa 100 de grame de făină, 100 de mililitri de apă, torn așa în mare un pic, și zahărul, ăsta-l pun pe tot, lingurița de zahăr, și bineînțeles drojdia pe care o fărâmițez un pic. Efectiv, cu o linguriță, cu o spatulă, cu ceva, amestec un pic aici ca să fie umectată făina și drojdia să intre în contact cu apa și cu zahărul și las totul nemișcat cam 5 minute să se activeze bine. Și pe urmă continuăm rețeta. Până înflorește un pic drojdia, ne ocupăm de cartofi, da? Scalzi. Puteți să-i reîncălziți un pic la micro, vă zic de ce, că sunt mai fain dacă se pun calzi. Și asta e presa pe care o avea exact modelul ăsta și străbunica mea, și avea multe bunici și străbunice din Ardeal și Banat, pentru că așa se presează cartofii pentru aluatul cu cartofi, pentru ce? Gomboți, găluște cu prune. Vă las rețeta în descriere și să vedeți ce înseamnă aluat pufos de găluște cu prune. Și ce mai făceam tot din aluat cu cartofi? Vuțărli. Așa le zice la Sibiu, sau puțișoare, cu mac, cu nucă,
Multe se fac la noi cu aluatul ăsta, cu cartofi. Niciodată nu procesăm cartofii cu blenderul sau cu mixerul, pentru că îi nenorocim definitiv. Se transformă în masă cleioasă. Dacă nu aveți un asemenea aparat, o asemenea presă, folosiți răzătoarea cu ochiuri mici. Dați cartofii calzi prin răzătoare. Și acum trecem mai departe cu rețeta. Peste maiaua din bol, punem restul ingredientelor. Restul de 1100 de grame de făină. Sarea, pe care o pun așa presărat în toate părțile, să nu fie într-un singur loc. Restul de apă călduță. Și cartofii, care acum deja, uite, sunt mai răcoriți. Sunt cum trebuie. Nu sunt ultra fierbinți. Și acum, fie frământăm cu mâna, fie cu robotul de bucătărie. Și apropo de robot, un robot de bucătărie costă mai puțin decât un telefon smart. Și ne ajută cu mult mai mult decât un telefon smart, dacă o luăm așa. Ați văzut că e echipat cu cârligul pentru frământat și de acum îi dau drumul la viteză medie și lasă frământat cam 7 minute. Punem capacul ca să nu ne împroaște făină în toate direcțiile și viteză mică la început și până mai dăm pe mediu după ce se încorporează bine făina. Așa arată aluatul după 7 minute de frământat la robot sau vreo 30 de minute aproape de frământat cu mâna. Făina bună contează enorm. Dacă aluatul vostru e mult mai moale de atât, înseamnă că e o făină umedă sau de proastă calitate. Nu are suficientă proteină. Nu mi rămâne nimic altceva de făcut decât să-l adun așa cum îl vedeți în mijlocul bolului. Nu-i trebuie nici ulei, nici nimic. Îl acopăr cu plastic, ne folosim căscuțe de astea ca pentru duș și îl las la dospit până își dublează volumul. În funcție de temperatura ambientală, dospirea poate dura 30 de minute, 45, 60 sau 90. Să fie de două ori mai mare decât acum. Revenim. Uite! Aluatul de pâine cu cartofi. Ce ziceți, ce fain a crescut? Cam o oră și un pic o durat la noi. Și acum ce fac cu el? O să-l răstorn pe blatul de lucru un pic uns cu ulei. Da, un pic. Da? Și îmi ung și palmele. Acum vine frumusețea de aluat. Uite cât e de fain. Cu un scraper scoatem tot din castron. Palmele unse. Uite ce frumusețe. Uite ce fibre are. Da? Asta e Manitoba. Vezi? Asta e. Făină specială pentru așa ceva. Am o rețea de gluten aici de vis. Și asta ce înseamnă? Că fac eu acum degazare, scot gazele. Gazele, adică nu aerul, ci dioxidul de carbon. Că ăla se formează în timpul fermentației. Și acum ce fac? Pliere și întindere. Stretch and fold. Asta e manoperă brutărească. Iau o parte, uite ce fac așa, și o duc pe treimea din mijloc. Iau cealaltă treime și o duc iar. Ce fain. Trag de el, se întinde bine. Așa, iar în trei. Și așa. Băi, ce fain e. Întorc. Și acum las un pic la odihnă. Cam 15 minute. Și apoi mai dăm formă pâinii.
chestia asta cu împăturatul, e echivalentul a vreo 10 minute de frământat. Uite așa, ne vedem peste 10 minute. Da? Iar a început să crească aluatul. Să e superb. Ce am pregătit? Oala de 7 litri. Oală de fontă cu volum de 7 litri. De atât ai nevoie pentru pâinea asta. Vă obi cunoscută deja de unde? De la celebra pâine ungurească, aia care arată de revistă. Găsiți link în descriere. Pâinea de casă în stil unguresc, coaptă cu metoda savori urbane. Cum? O hârtie de copt și apă caldă pusă sub ea. Imediat vă arăt cum facem. Dar înainte de asta, să îi dăm formă pâinii. Pâinea nu se coace așa șomoiog. Mai dăm jos, iar uite ce practică e căscuța, vezi, care e elastic, te poți folosi foarte bine de ea. Asta e fața frumoasă a pâinii. Și ce fac? O întorc. Tot aici pe masă cu ulei, unghiar palmele. Și o întind din nou. Uite așa, să fie cât mai lungă. Și acum o rulez strâns, deci nu că larg, strâns. Și lipit, da? Îi dau efectiv cu latul, cu muchia palmei, ca să se lipească fiecare tură, da? Și iar lipesc bine de tot. Și iau capetele, le bag aici. Și iar îi dau o tură. Și iar lipesc. Apăs, apăs, apăs. Și încă o tură. Și apăs bine de tot. Și iar iau capetele și le bag. Da? Și încă o dată. Bine, bine de tot. Uite ce bășicuță se fac. Da? Și aici o etalez. Am mai multe ture de dat. Uite cum circulă gazele prin ea. Și iar aduc la mijloc capetele. Uite cum țiuie. Și așa. Și încă o dată. Și iar. Până la capăt. Și ce am obținut? Lanzela. O dau peste cap și îi aranjez aici bine de tot cusătura. Încerc să-i lipesc tivul. Un pic. Și o întorc și o mai trag așa un pic pe masă. Uite așa. Gata. Asta e. Mai iau o hârtie de copt. Vin aici mai în față, unde nu-i unsă masa. O mut pe ea. Și cu ajutorul hârtiei de copt, pun pâinea în oală. Și acum ce fac? Nu omiteți nimic din ce vă arăt eu aici. Tăiem marginile hârtiei să fie sub buza oalei. Nu lăsăm așa. Totul e important. Dacă vreți să vă reușească rețetele, trebuie să urmați indicațiile din ele. Da? Bun. Acum metoda savori urbane. 100 de ml de apă caldă. Deci o simt că e caldă, mă, nu-i clocotită în moment ce bag degetul în ea. Pe care o torn unde? Sub hârtia de copt. Între hârtie și oală. Și bineînțeles că ea mi-apare și dincoace peste tot. O să am strat de apă care va forma abur în timpul coacerii. Foarte benefic oricărei dospituri este aburul. Și în faza asta, așa cum suntem acum, acopăr oala cu capac. Și o mai las 30 de minute pe masa de lucru, la dospit aici în incintă închisă, cum ar fi. Tot acum am pus cuptorul la preîncins la maximum posibil. Nu o să coacem la 250 de grade pâinea, dar el trebuie din bună vreme încins la 250 de grade, căldură sus, jos și ventilație. Ventilația nu e relevantă neapărat
în prima fază că avem capac peste pâine, dar asigură o căldură omogenă în cuptor. Ne vedem peste 30 de minute, înainte de o băga la copt. Au trecut ultimele 30 de minute de dospire. Ta-da! Cuptorul încins la 250 de grade, dar v-am zis că nu o să lăsăm așa. Uite, eu folosesc bisturiu, puteți folosi lamă. Și acum o să-i facem un model, cum avem noi chef, de data asta o să fac brăduț. Adică de la mijloc spre margini. Dau așa, una, două, trei, patru, cinci. Aici trebuie să insist un pic să merg până jos. Asta e chevron, de fapt, se numește brăduțul. Și încă 5 pe partea asta, la altă. Cam așa. Și nu mai stăm pe gânduri, ci mergem la copt. Și am zis că o să coacem după cum urmează. Punem capacul. Introduc tava în cuptor. În secunda în care am închis ușa cuptorului, reduc temperatura la 230 de grade. Primele 30 de minute coacem la 230, fără să deschid cuptorul. O să reduc după aia la 200 de grade pentru alte 10 minute și o să urmeze momentul în care deschidem capacul, deschidem oala, ridicăm capacul și o să lăsăm pâinea la rumenit tot la 200 de grade alte 10-12 minute. Deci direcția la cuptor, 30 de minute la 230 de grade. Da, acum dăm jos capacul și mai lăsăm tot la 200. Uai, ce fain e. Lăsăm tot la 200 de grade la copt încă 10-12 minute la rumenit fără capac. Punem acum timerul. Uite, minunata pâine cu cartofi. Imediat o scoatem din tavă. Și o ungem cu apă. Cu pensula, Diana face repede. Pensularea cu apă înseamnă spălarea pâinii, așa făceau și străbunici. Uite cât e de fain oricum coaja și de lucioasă. O nebunie. Nu o necăm cu apă, îi dăm rapid, rapid, numai în primele secunde după ce am scos-o din cuptor. Și acum direct pe grilaj și scoatem hârtia și o lăsăm la răcorit. Na? Ce ziceți, ce minunăție de pâine cu cartofi? De acum trebuie să avem răbdare, 2 ore, să se răcorească bine de tot, nu ne batem joc de ea, uite cum e coaja plină de mici bășici, e superbă. Și ca să aflăm dacă o pâine e bine coaptă, cu cârpă groasă, o prindem și o batem, uite așa. Trebuie să sune a gol, ceea ce sună. Uite. No. Stăm și ascultăm cântecul pâinii. Cei care au făcut pâini știu ce e ăla. Începe să pocnească, să trosnească și să fluiere. O să revenim cu ea cu momentul în care o feliem. Da, pâinea cu cartofi, coaptă în oală, s-a răcorit. Vreo 4 ore o stat. Uite aici. Coaja e crocantă, dar e subțire și lucioasă. Uite ce nebunie. Hai să vedem cum se prezintă în interior. Cu cuțit zințat o tăiem. Facem și cruce și hai să vedem. Fai, ce zgomote faine. Uite aici, perfecțiune. Pâine perfectă, uite. Coaptă perfect de sus până jos, n-are nicio zonă necoaptă din aia slăninoasă. Hai să te înfelie mai subțire. Știu dacă remarcați faptul că nu face sfârmuri. Uite aici, un pic din coajă a căzut, pentru că e crocantă coaja. Și în rest, nici o firimitură de miez. Uite aici, pâine moale, uite, și pufoasă, uite aici cum se desface. Na? Ce ziceți? Pâine cu unt, cu sare? Doamne, cât de bună! Cartofii o păstrează
proaspătă și moale, zile în șir. Că de aia se face cu cartofi, pentru prospețime. Uite. Neapărat să încercați și voi rețeta. De coajă, ce să vă mai zic? Că mai tăiem așa odată. Ca să vă fac poftă cu coaja, colțul. Și asta e ceva durere. Dragilor, e rândul vostru să testați rețeta, să vă faceți, uite, așa o pâine minunată pentru familie, pentru cei dragi. Ea a fost deja testată de milioane de cititori. E publicată de câțiva ani pe blog. Să ne lăsați în comentarii impresiile voastre, să ne spuneți despre reușitele voastre. Nu uitați să dați un like, o apreciere, un share, o distribuire, să povestiți despre Savori Urbane și prietenilor voștri și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.